Bună ziua domnule Boia, mă bucur să ne reîntâlnim în studioul Hot News pentru a discuta despre noua dumneavoastră carte, Cum s-a românizat România. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Titlul cărții conține un fel de paradox la prima vedere. A, cum s-a românizat România? E, da, e dar un titlu interesant. E, e România mai puțin românească, Acum un secol și jumătate, de fapt, ce înțelegeți prin uh, românizare? Da, România, acum un secol, un secol și ceva, era mai puțin românească decât este astăzi. Sau astăzi este mai românească decât uh, a fost în urmă cu un veac. Uh, populația actuală a României alcătuită din aproape 90% etnici uh, români. Ori în perioada interbelică, dacă vrem să luăm acest reper, e recensământul din 1930, care dă pentru România Mare cam 70, aproape 72% etnici români, deci 28% sau puțin peste 28% nu sunt români, sunt de tot felul de naționalități. Și chiar în România Mică, în vechiul regat, înainte de 1918, sigur, procentul românilor era mult mai mare decât în România Mare. Însă, trebuie făcută distinția între locuitorii satelor și ai orașelor. Satele sunt aproape pur românești, până la 1918, ca și după aceea în vechea Românie. În schimb, orașele sunt cât se poate de cosmopolite. La 1900, Bucureștiul avea o populație de 65% români, Asta însemnând cetățeni români, deci nu toți erau neapărat și români în sensul etnic, 65% nu mai mult, și ceilalți erau străini sau fără vreo cetățenie, deci oricum nu erau români, nu erau cetățeni români. Și de asemenea, în România de la 1900 este România țara atunci cu cel mai mare procent de străini raportat la uh, populația globală după Elveția. După deci e o țară care atrage foarte mulți uh, străini și atrage din motive evidente. Uh, e o perioadă de modernizare, de dezvoltare economică, e o perioadă când românii încă nu s uh, sunt în curs de a se adapta la civilizația occidentală, deși sunt multe, multe profesiuni, multe meserii, multe aptitudini pe care românii nu le au. Și nu le au nu fiindcă ar fi venit din vreo civilizație inferioară, dar au venit dintr-o civilizație de alt tip. Deci noi vorbim despre Europa, dar până în secolul al XIX-lea, uh, spațiul românesc, uh, principatele uh, țara românească, Moldova, aparțin în sistemului răsăritean de civilizație. Și începând din secolul al XIX-lea, se apropie, se adaptează, se integrează în sistemul, în sistemul occidental. Și atunci trebuie să, să, învețe, să învețe o grămadă de lucruri pe care, pe care nu le știau. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, de pildă, aproape toți medicii nu sunt români. Pur și simplu nu era. Nu exista o școală de medicină românească. A, Creat-o ceva mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Carol Davila și el, un neromân, nu e marele creator al învățământului medical românesc, al sistemului sanitar românesc. Arhitecții, iarăși, cea mai mare parte dintre ei nu sunt români, sunt francezi, sunt de alte, de alte origini. Micul Paris dinspre 1900, monumentele reprezentative, sunt în genere creația unor arhitecți francezi, începând cu. Monumentul simbolic al Bucureștiului, Ateneul Român. De, lucrul ăsta este firesc. Dar, în decurs de o generație, două, trei, românii au învățat tot ce era de învățat, și pe la 1900 putem spune deja că elita uh, românească se află la nivelul elitei uh, europene, elitei occidentale din, uh, de, din epocă. Sigur, elita, nu și marea masă a populației, mai era încă mult de făcut pentru. Modernizarea și occidentalizarea în profunzime a societății românești. Uh, trebuie să vă mărturisesc că uh, am deschis că, că cartea dumneavoastră ieri cu o întrebare nerostită în minte. V-am gândit oare ce mit o să mai demantelați în această carte. A, ah, dar eu nu propun să de demontez de vă, mituri. Vă, Se întâmplă să fac asta și asta. Asta a fost așteptarea. Da? Și ați găsit, ați găsit ceva? Bine, <laughs> nu, poate... Nu știu dacă... Am, cred că am găsit și vreo două mituri despre care o Să, sau, vedem. Sau, sau să aflu și eu, poate <laughs> că, că am, am fi Găsit, de acord. poate niște stereotipuri sau niște concepții pe care le luăm prea de gata. Uh, mai întâi, eu așa, așa am citit cartea, mi s-a părut că este străbătută de o tensiune între două idei despre națiune. Uh, ideea națiunii bazată pe etnie și ideea de națiune bazată pe alegere, pe confirmare. Da, sunt, cele voluntară două. La... sunt cele două modele da, de un națiune in... de secol 19, e... care continuă în fond până astăzi, e națiunea numită de unii de tip francez și națiunea de tip german. Națiunea de tip francez e națiunea politică, deci aparții a unei națiuni, fiindcă asta e alegerea pe care ai făcut-o, să aparții națiunii respective, indiferent de origine, indiferent de limba pe care o vorbești, iar națiunea de tip german e națiunea de tip etnic, aparții unei națiuni fiindcă te-ai născut în etnia respectivă. Exact. Iar în ce privește pe români, românii și nu numai ei, au preluat uh, concepția germană uh, a națiunii pe care o constatăm și astăzi. Această viziune asupra națiunii la foarte mulți, nu spun la toți, dar la, de la de foarte mulți dintre compatrioții noștri. Deci ești român dacă ești etnic român. Dacă se poate să fii și ortodox cu atât mai bine. Da, dar în carte există tensiune. Adică dumneavoastră tot timpul veniți și cu cealaltă uh, cu o completare cealaltă concepție despre despre concepția nu știu despre națiune civică politică deci concepția civică politică a națiunii este totuși că toate aceste formula cea mai evoluată Ne despărțim de tribalism cum să spun și ajungem să avem o concepție mai înaltă despre despre națiune de pildă spuneți despre Caragiale că nu avea niciun pic de sânge românesc, asta nu însemna că era mai puțin Dar ar român, fi complet stupit, să spunem că este un scriitor grec, nu? <laughs> e clar că e un mare scriitor român. Și, și, este român, nu doar ca, ca scriitor, deși nu avea nicio picătură de sânge românesc. Păi ce înseamnă? Să spunem atunci că români sunt cei care au jumătate sânge dac și jumătate sânge latin, nu? E o aiureală. Uh, și, de pildă, această concepție asupra națiunii adoptată de români se vede și în felul de, uh, în care era acordată cetățenia. Uh, cele două principii, uh, ius sanguinis și uh, ius soli, Cetățenia era acordată în, totuși în funcție de sânge, de, în, în mare măsură. Era foarte greu ca tu, cetățean. Nu, deci ne nu referim e... la, la vechiul regat până la da, 1900. Da, da, era teama asta că străinii, care încă o dată sunt foarte numeroși, după Elveția, e țara cu procentul cel mai mare de, de străini și vin, vin în, număr, în număr mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și sigur că există o reticență în a le acorda cetățenia și a face să fie români pur și simplu, iar distinția se face mai ales între, între orașe și sate. Deci, la orașe, sigur, străinii sunt bine primiți acolo, au locul lor, au, au ce să facă, aduc o mulțime de competențe, de industrii, în comerț și așa mai departe. Se dorește să, să nu se așeze și la sate adică se refuză complet o colonizare cu, cu elemente străine a pământului României și în felul acesta Constituția și, și legile țării în orice caz interzic cumpărarea de pământ de către de străini. Asta nu înseamnă că unii dintre ei nu capătă și cetățenia românească și odată ce au capătat cetățenia românească sunt români pur și simplu, indiferent de origină. Dar erau niște condiții, adică dacă era destul de da, dificil... Da, da, foarte, foarte, foarte grele în și România. condiții care i-au lovit în special pe evrei. Deci nu, nu s-a dorit, mai ales că dintre toți străinii, evrei sunt cei care uh, au profilul, să spunem, cel mai diferit prin, prin religie în orice caz în raport cu, cu populația românească și de asemenea sunt și foarte numeroși la un moment dat. În secolul al XIX-lea se stabilesc în special în Moldova... În orașele moldovenești, în unele orașe, ajung să fie chiar majoritatea. La Iași, la 1900, evrei depășesc cu puțin 50%, sunt mai mulți decât decât românii. Ei uh, au în bună măsură în mâinile lor uh, meșteșugurile, comerțul, ceea ce e foarte bine de altfel, fiindcă dacă românii nu făceau treaba asta, e bine că au venit evreii să o facă. Însă există o frustrare în rândul românilor, în rândul unor români naționaliști, uh, iată că evreii ne... Ne, ne împiedică să ne ocupăm noi de economia țării. Probabil că nu s-ar fi ocupat ei dacă nu veneau evrei. Dar asta este altă discuție. Bun, și atunci sunt, sunt și evrei care capătă cetățenia română. Sunt cei care au participat la războiul de independență, dar sigur sunt romie de persoane. Și apoi individual. Deci cetățenia se căpăta individual cu o cerere motivată după o perioadă destul de lungă de așteptare de, trebuia o lege specială era votată individual pentru fiecare dintre cei care solicitau cetățenia atât în cameră cât și în senat. Deci era un parcurs foarte, foarte complicat. Uh, trecem un alt plan. Spuneți că în istoriografia românească oficială, statul național românesc din secolul XIX are ceva de la sine înțeles. Or, acest caracter unitar, ca așa demonstrație, departe de a nu fi problematic. Da, Am... și de aici o anumită tensiune, pornind de la o anumită frustrare a multor români. Deci românii au vrut, și pe deplin justificat această dorință a lor, au vrut să aibă un stat național române și l-au avut, dar cum să spun, un stat național care cuprindea între frontierele lui Cuprindea și foarte mulți neromâni. Chiar în România mică, în vechiul regat până în 1918 și cu atât mai mult în România mare, în, în România perioadei interbelice. Uh, procentul general, cum v-am spus, pentru perioada interbelică este de 72% români, uh, însă procentul acesta este sensibil mai scăzut în ce privește pe români în uh, provinciile alipite la 1918. Deci în Transilvania, o în Transilvania global și cu Banatul, Crișana, Maramureșul, la 1930 românii etnici sunt uh, 58%. Iar minoritari, așa zi și minoritari, aproape că nici nu pot să le spun tuturor minoritari când sunt procente atât de mari. Deci sunt 42% maghiarii, germanii și ceilalți cu procente mai mici. Deci asta ce vrea să spună? Că populația majoritară este în mod evident românească, dar vreau să spună de asemenea că nici minoritarii nu erau chiar atât de minoritari. În plus, erau majoritari la orașe. Până la sfârșitul perioadei interbelice, în orașele transilvanene, majoritatea populației nu e românească, e formată din maghiari, germani, evrei, același lucru în Bucovina, același lucru în Basarabia. Deci de aici provin anumite frustrări, fiindcă e o contradicție între statul național între dorința de a avea un stat național cu adevărat românesc, între proclamarea acestui stat și trecerea și în Constituție ca stat național unitar și realitatea unei mari diversități etnice, sigur cu românii majoritari peste tot, dar și cu minorități numeroase și, și foarte diverse. Nu? Cred că e țara europeană, România interbelică, care are, dacă nu procentual, cei mai mulți minoritari, are cea mai mare diversitate de, de naționalități, de minorități etnice. În Transilvania, maghiari și germani, în Bucovina, germani și evrei, în Basarabia. Uh, evrei, uh, ruși, ucrainieni, în Dobrogea, turci, trătari, bulgari, deci este o foarte mare diversitate, ceea ce e interesant, cum să spunem, fascinant pentru istoric, că, că, cred că a fost bine, într-un sens sau în multe sensuri, și pentru societatea românească. Au impuzat aceste minorități tot felul de elemente de cultură, tot felul de competențe, de tradiții pe care le aveau și e, e o lume foarte interesantă lumea românească cu românii sigur majoritar dar și cu toți ceilalți printre, printre români alături de români. Dar acesta e un, totuși e un mit uh, promovat de uh, caracterul unitar, a vorbit de caracterul unitar. Um, al statului român în secolul... Da, e mai nou, mult o, uite, eu, o dorință eu, pe care a avut-o românii, dar uite că... Dar am... în istoriografie s-a... Aproape istoriografie am realizat-o, dacă privim dar, la România de dar astăzi. Dar în istoriografie el a fost tratat ca un mit a rămas, ca... adică n-a fost problematizat. Bun, nu? fiindcă așa scrie în Constituția din 1923 că România e un stat național unitar, istoricii români și astăzi sunt foarte respectoși față de Constituția din 1923. Ori treaba e ce spune Constituția din 23, să judecăm cu mintea noastră. Sigur că România nu e decât pe jumătate cum să spun, pe jumătate realitate, restul e intenție, stat național unitar. Este stat național în măsura în care, totuși, încă o dată, românii sunt majoritari peste tot, dar uh, evantaiul minorităților este atât de, de larg încât uh, nu putem să facem abstracție de cei care nu sunt români în uh, România, perioada interbelice. Vorbind despre istoriografia postcomunistă, co post spuneți, uh, discursul istoric s-a despărțit cu greu și încă nu până la capăt de condiția de auxiliar al ideologiei și propagandei naționale pe care comunismul îi imprimase temeinic. Acest discurs istoric era profund imprimat de naționalismul autohtonist. Cum arăta acest discurs? Care era liniile directoare ale discursului naționalist? A, discursul național din vremea comunismului care a preluat în fond destul de mult, dar sigur a instrumentalizat în sens comunist ceea ce a preluat. A preluat din istorografia și din ideologia de dinainte, de dinainte de comunism. După aceea a urmat la, ce, la -a începutul comunismului sovietic. perioada internaționalistă de fapt brutal antinațională și a fost o revenire în sens național și cu atât mai apreciată cu cât venea după negarea valorilor naționale românești. Și atunci aproape toți românii au fost încântați, iată, revenim la tradițiile noastre, la valorile noastre. Or, sigur că aici este o bună doză de, de mitologie cu accente puse asupra vechimii românilor, asupra continuității, asupra omogenității spațiului românesc. Deci pur și simplu se face abstracție de istorie, nu? Dacă vorbim de o unitate din totdeauna a spațiului românesc. Sigur că e un spațiu care are trăsături unitare, dar este și un spațiu foarte fragmentat. Până acum un secol și jumătate nici nu exista România. Existau niște fragmente din care niște bucăți din care s-a făcut România. Putea să se facă, cum s-a și făcut, și bine că s-a făcut, dar putea să nu se facă, ce știu eu, pe ce căi ar, ar fi putut să meargă istoria dacă ar fi ales alte, uh, alte direcții. Uh, deci, pur și simplu, asta este o, o negare a istoriei, să vorbești de unitatea desăvârșită a acestui spațiu din cele mai vechi timpuri sau de conștiința locuitorilor, de că aparțin un, unui spațiu unitar. Unii ajung să vorbească și de națiunea națiunea dacă, nu mai spune de națiunea medievală, se vorbește, se, se vorbește în mod curent. Ori astea sunt nonsensuri istorice. Națiunea este o creație modernă și unii uh, sunt foarte sensibili sau chiar se, se revoltă când aud asemenea afirmații care sunt pur și simplu de bun simț, de, deci am spus clar, Ștefan cel Mare nu era român. Nu era român în sensul că nu se considera el român. Identitatea pe care și-o asuma el era aceea de moldovean, nu de român. Și recent a fost o discuție, unii n-au prea vrut să înțeleagă acest lucru. Am fost întrebat la, la o emisiune, bun, dacă nu se considera român, ce limbă considera el că vorbește? Bun, acum eu nu știu dacă Ștefan cel Mare avea și preocupări de lingvist, cum să spun, ca să se gândească profund asupra limbii pe care o vorbea, dar dacă vrem să ne jucăm puțin, să intrăm în pielea lui Ștefan cel Mare, este evident că el considera că vorbește moldovenește, nu românește. De altfel, chiar mai târziu, două secole după Ștefan cel Mare, Grigore Ureche, care știa mai multe decât Ștefan cel Mare, și făcuse studiile în Polonia, învățase latinește, Uh, știa că românii sunt uh, de, de origine latină, că toți uh, sunt de aceeași origine, deci au o origine comună, dar asta nu îl împiedică să vorbească în cronica lui despre limba moldovenească. Limba pe care o vorbește Grigoriu e limba moldovenească. El știind că e aceea sau poate asemănătoare cu limba vorbită de ceilalți români, dar îi spune în continuare moldovenească. E, e, e vorba de identități. Identitatea, cum să spun, nu este ceva picat din cer. Identitatea ce o asum și ce o afirm. Moldova și are propria ei identitate în raport cu țara românească și cu ceilalți români până în secolul al xix și la 1859, când s-a făcut unirea. Moldovenii, patrioții moldoveni care au vrut tot din adinsul și au făcut unirea, au creat, alături de Muntena, au creat România. Ei spun moldoveni în continuare, dacă ne uităm pe textele de la 1859, nu spun români, spun, <laughs> spun moldoveni. Identitatea lor era de moldoveni. Asta nu înseamnă că nu sunt românii. Și, și că, nu, din punctul nostru de vedere, toți aceștia vorbeau românește, bineînțeles, dar asta e un punct de vedere al nostru de ordin lingvistic, să spunem de ordin științific. Dar din punctul de vedere al identității pe care oamenii și-o asumau, era o identitate moldovenească, și în ce privește statalitatea, și în ce privește limba, și în ce, ceea ce privește cultura. Spuneați înainte că această concepție asupra națiunii, această concepție politică asupra națiunii ar fi superioară concepției uh, etnice. Sigur că și... concepția etnică este exclusivistă, cum să spun. Uitați-vă și la noi, nu? Când se zice ceva, nu se zice de bine despre romii noștri aflați în diverse țări occidentale. Dar se vorbește despre ei ca despre români și imediat sunt o mulțime de compatrioți de noștri care nu suportă această etichetare. Cum pot să spună despre rom că sunt români când toată lumea știe că nu sunt români, sunt țigani, doamne, nu sunt români. Bine, din punctul de vedere al națiunii, al unei înțelegeri adecvate a națiunii, sunt români fiindcă aparțin națiunii române. Sau, ca să-i lăsăm pe rom la o parte, cazul Iohannis. Nu? Sunt atâția care n-au vrut să-l voteze pe Iohannis pe motiv că nu este român. Bine, Iohannis nu este etnic, Român, dar aparține națiunii române, altfel nici n-ar putea să fie președinte al, al României, evident. Deci o distinție între etnie, hai să spunem ca să simplificăm lucrurile, etnia e ceva dat. Nu te-ai născut român, vorbești românește că e limba ta maternă și așa mai departe. Pe când națiunea este elaborată, este construită, este asumată. De altfel, Comentați în carte și discursul alegerilor din 2014, iar discursul acestui discursul ăsta, acesta naționalist etnicist ba, tradițional bazat pe. Petnie, da, și e uluitor când vezi că vine tocmai din partea familie, Partidului Social Democrat, <laughs> care ar trebui să aibă cu totul alte valori <laughs> da, decât naționalismul da, și ortodoxismul. Da, dar nu, nu, a avut până la urmă câștig de cauză. Adică, forță. Nu, deci aici depinde cum vedem, paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol. S-a jucat totuși la, la limită sau aproape de limită. Sigur că o mică majoritate de români l-au votat pe Iohannis în ciuda faptului că n-ar fi român și că nu este ortodox. Dar aproape jumătate din români au, au votat, bine, nu numai din, din acest motiv, însă s-au auzit destule boci și printre oamenii politici, și printre preoți chiar, nu care i-au -au îndemnat pe oameni să voteze totuși un, un român și anume un român ortodox, Că și asta e o distinție, cum să spun, care a lovit foarte rău, i-a lovit foarte rău la un moment dat pe greco-catolici. Greco-catolicii erau la fel de români și etnic și cultural, vorbind ca și ortodoxii. Poate că erau chiar și mai români, fiindcă Transilvania și în genere în spațiu românesc, ei au început lupta națională de afirmarea valorilor naționale românești, de emancipare națională, școala ardeleană aparține greco-catolicilor din, din Transilvania. Bun. Ori iată că au fost evacuați până la urmă, desfințată Biserica Greco-Catolică de către comuniști. A revenit pe scenă după 1989, dar nu mai are nici pe departe ponderea pe care o avea înainte de instaurarea comunismului. Ori aș spune că Greco-Catolici au plătit pentru această înțelegere rigidă și exclusivistă a conceptului de român. Român este românul etnic și, în plus, român este românul ortodox. Dacă nu ești ortodox, e, e, ceva, e ceva neregulă. Dar vă exprimați speranța că. În Bine, speranța că... și, într-un fel, chiar convingerea că, totuși, evoluăm, evoluăm și noi. Sper că nu vom involua, cred că, totuși, vom, vom evolua spre. O integrare nu doar formală, ci o integrare efectivă în peisajul european. Revin în același orizont, să zic așa, conceptual. Argumentele pentru unirea cu Republica Moldova au fost până acum argumente la fel pe bază etnică și culturală. Însă, cum arătați? mai multe locuri în carte, aceste argumente, în ziua de azi, nu mai sunt chiar atât de puternice, nu sunt așa de convingătoare pentru. Da, deci moldoveni. am încercat să fac o analiză lucidă, cum să spun. Nu ăsta e neapărat punctul meu de, de vedere, să nu se creadă că eu aș avea ceva împotriva unirii Republicii Moldova cu România. Însă am încercat să pun un diagnostic și diagnosticul acesta nu se prezintă prea favorabil pentru cei care doresc în acest moment și au justificările lor să se realizeze această unire. Totuși, Republica Moldova este sensibil diferită de România din foarte multe puncte de vedere. Fiindcă a avut o altă istorie începând de la 1812. Până la 1812, evident Erau că este, este, e, este partea Moldovei, a principatului Moldovei. Dar după 1812 s-a <laughs> petrecut procesul acela de rusificare, s-a petrecut o izolare, fiindcă suntem în Rusia țaristă, cum să spun, o izolare a Basarabiei de restul neamului românesc, ceea ce nu s-a petrecut în Transilvania. Deci totuși să nu confundăm oricâte critici am avea și justificate la adresa politicii ungurești până la 1918 să nu, să nu confundăm totuși Austro-Ungaria cu Rusia. Austro-Ungaria era un stat de drept, sigur, cu partea de discriminare la adresa naționalităților, dar Rusia era o monarhie absolută sau în orice caz autoritară în care dreptul era o, o vorbă, nimic, nimic mai mult. Deci, pe scurt vorbind, Românii transilvaneni au participat din plin la formarea națiunii române. Au dat chiar nume mare în lupta națională, în afirmarea culturală a românilor, pe când românii basarabeni au rămas au rămas izolație, aproape un zid care îi separă de de restul națiunii române până la 1918. Asta s-a văzut și în perioada interbelică, integrarea în România Mare a Basarabiei a fost foarte complicată. Și, și și bonă, și imperfectă dar nici Bucureștiul n-a avut suficient tact. În sfârșit lucrurile nu s-au desfășurat într-un mod într mod ideal după care a urmat din nou faza rusească faza sovietică și, și asta a îndepărtat și mai mult cele două trunchiuri ale ale românilor. Or, Asta e rezultatul istoric, că ne place sau că nu ne place. În momentul de față, Republica Moldova nu este același lucru cu România, din, din foarte multe puncte de vedere. Și până la urmă contează nu ceea ce dorim noi, ci ceea ce doresc, ceea ce vor și în modul cum se consideră ei. E, e clar că majoritatea populației din Republica Moldova, cei care nu sunt români, evident, rusoponii și ceilalți, dar și destui român sau moldoveni, cum vreți să le spunem, nu sunt foarte dornici în momentul de față, și nici într-o perspectivă pe care o putem avizaje să se realizeze această unire cu, cu România. Dar poate schimbarea argumentelor trecerea către o argumente pentru. O comunitate, către o națiune politică, poate ar fi mai convingătoare, mă gândesc eu, decât ce nu, ce, ceea ce e de făcut, etnici. e de făcut o... e de realizat o apropiere treptată a celor două țări. Intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deci trebuie răbdare, cum să spun, nu trebuie insistat Într-un fel care poate să dea impresia unei misiuni trebulă Republicii Moldova și unei forțări din partea, din partea României. Viitorul e, e încă nescris, nu se știe ce va aduce, aduce viitorul. Poate să aducă una sau, sau alta. Dar în momentul de față, asta, asta am vrut să spun, în momentul de față nu se pune problema unei unificări acum. în încheiere, aș vrea să vă întreb ce în viitorul apropiat, ce carte de istorie v-ar plăcea, care nu e încă scrisă, să, să citiți? O carte de istorie. A cred că mă întrebați României, ce mi-ar plăcea să scriu eu și. Nu, ce a... v-ar plăcea să citiți? Adică, care ar fi, nu știu cum să spun, unde ar fi nevoie de de abordări noi, unde lucrurile nu par, nu sunt acoperite cum trebuie? Unde există oarecare? Bine, să spunem, e nevoie, bine. nevoie peste tot de abordări noi. Cred că istoriografia noastră e încă destul de conservatoare, unor foarte conservatoare în primul rând istoricii din vechea sau din mai vechile generații și au rămas cu ideea asta că Istoria trebuie să fie în primul rând o pledoarie pentru românitate, pentru drepturile noastre naționale. Mereu suntem noi și ceilalți, noi avem dreptate întotdeauna, ceilalți mai au și ei câteodată, dar când se ciocnește dreptatea lor de dreptatea românească, e clar că românii și cei care au dreptate și nu au dreptate. Deci cred că, că trebuie să vedem lucrurile într-un spirit... European mai, mai accentuat. Avem nevoie de o istorie care să fie bine integrată în istoria, în istoria europeană. Unor se. Dacă te uiți la sintezele de istorie românească, cum e și uh, sinteza în uh, 10 volume a Academiei Române, uh, parcă e o insulă uh, România. Să mai spune câte ceva din când în când despre ce e în afara, în afara noastră. Bine, dar suntem o țară, o țară europeană și mai ales acum, integrându-ne. De adevărat, în Europa, trebuie ca și privind în perspectivă istorică, să, să prezentăm mai în detaliu și mai convingător și mai adâncit toată problematica asta a raporturilor dintre noi și, și ceilalți. După cum și, și problematica minorităților. Mie nici nu. Place să le, spun, să le spun minorități, deși acum au rămas atât de puține. Încât... Înainte le spuneau naționalități conlocuitoare sau. Da, <laughs> bine. -o a, intenție a, de excludere. Atunci, într-o țară, teoretic vorbind, poți să ai o populație majoritară de 51% și minorități de 49%. Ori, nu știu dacă se poate vorbi despre minorități de același fel când și minoritățile sunt foarte diferite ca număr, ca implantare teritorială, Deci la noi în prezent e o minoritate, nu știu, italiană, nu? Care are și un reprezentant, un deputat în Parlament. Bine, e aproape fictivă minoritatea asta. Nu cred că e același lucru cu minoritatea maghiară, să spunem, care e bine implantată într-o parte a Transilvaniei, care și are coeziunea ei istorică o întreagă istorie, o întreagă cultură. Deci, cred, și asta am încercat să fac în, în, în cartea asta mea, cum s-a românizat România, să, să integrăm mai bine, mai complet să, minorități, sau cum vrem să le spunem minoritățile, în, 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 istoria, în istoria românească. Vedeți cum s-a și trecut de la istoria României la istoria românilor. În general ne place să spunem istoria românilor, nu mai spunem istoria României. Și istoria românilor, prin numele pe care îl dai de la bun început, îi înlătură pe ceilalți. Or, spațiul românesc a fost și, din punctul ăsta de vedere, o istorie foarte interesantă. Un spațiu comun, încă o dată, cu românii majoritari, de acord, dar și cu ceilalți care nu sunt chiar atât de minoritari încât să le zici minorități, se i așez undeva la margine și cu asta să termin. Au avut un rol, un rol istoric, un rol cultural esențial în, în configurarea mm. uh, istoriei acestei țări și a civilizației uh, românești, a civilizației noastre comune, până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnire. Și eu vă mulțumesc, și pe curând.